Păi ce faci? Nu ziceam că vorbesc eu primul? Salut! Sunt Monstru de la site-ul Lab501, iar astăzi vom discuta despre noua gamă de notebook-uri Lenovo Legion 2023. Așa cum știți, cei de la Lenovo au lansat o gamă foarte vastă de produse anul acesta, alcătuită din mai multe serii, fiecare având publicul său țintă. Pentru cei care nu-și doresc niciun compromis, care vor cel mai puternic notebook de gaming, există seria Lenovo Legion Pro 7. Următorul model în gamă este Lenovo Legion Pro 5. Ambele au și versiunea mai portabilă, mai ușoară, mai precis, Lenovo Legion Slim 7 și Lenovo Legion Slim 5, iar pentru cei care caută un notebook de gaming cu un raport calitate-preț imbatabil, s-a lansat seria Lenovo Lock. Seria Lenovo Legion Pro 7 este cea mai puternică serie din portofoliul celor de la Lenovo în 2023. Discutăm desigur despre un notebook de gaming high-end, foarte elegant, cu o carcasă metalică, un format foarte plăcut de 16 inch, un laptop care este echipat cu cele mai bune componente disponibile pe piață în momentul de față, cu cel mai performant sistem de răcire, cu o tastatură și cu un display pe măsură. Asta înseamnă, așa cum vă spuneam, că avem de-a face cu o carcasă metalică, avem de-a face cu un display excelent, cu o ramă mai subțire ca niciodată, avem de-a face cu tastatură Lenovo TrueStrike Pro, a cărei iluminare poate fi controlată cu utilitarul Lenovo Spectrum și, nu în ultimul rând, avem de-a face cu excelentul sistem de răcire Lenovo Legion ColdFront 5.0. Desigur, oricât de forțos ar fi laptopul, oricât de elegant ar fi, oricât de puternic ar fi placa video sau de monstruos procesorul, până la urmă avem nevoie și de o parte de conectică bine pusă la punct pentru a ne putea folosi de el așa cum se cuvine. Așa cum știți, cei de la Lenovo poziționează mare parte a conectorilor pe partea din spate, pentru a nu ne încurca în timp ce folosim laptopul, păstrăm pe laterale minimul necesar. Astfel, pe laterala stângă avem doi conectori, mai precis un conector USB 3.2 Type-C și un conector USB 3.2, în timp ce pe laterala dreaptă găsim conectorul audio combo pentru căști și microfon, respectiv obturatorul electronic al webcam-ului. Pe partea din spate găsim evident conectorul alimentatorului, doi conectori USB 3.2, un conector HDMI, un conector Thunderbolt 4 și conectorul RJ45 pentru conexiunea la rețea cu fir. Desigur, un notebook de gaming high-end este livrat împreună cu o tastatură de gaming high-end, mai precis tastatura Lenovo Legion TrueStrike Pro. Aceasta este potrivită atât pentru gaming cât și pentru redactare de text și funcționează în sinergie, dacă vreți, cu butonul de power dispus deasupra ei. Acest buton de power este foarte interesant pentru că LED-ul din interiorul său ne indică profilul de performanță pe care îl utilizăm. Astfel, laptopurile Lenovo Legion și nu numai sunt livrate împreună cu trei profile de performanță din fabrică, mai precis Balanced, adică profilul pe care îl avem la dispoziție în momentul în care scoatem din cutie, care corespunde luminiței albe a LED-ului, profilul Silent, care corespunde luminiței albastre, respectiv profilul Performance, care corespunde luminiței roșii. Între aceste profile putem jongla foarte ușor cu ajutorul combinației de taste FNQ sau cu ajutorul utilitarului Lenovo Vantage. Foarte important, nu uitați că pentru profilul Performance trebuie să fiți conectați la alimentator, atunci având practic acces la întreaga putere a plăcii video și a procesorului. Desigur, în fiecare gamă de produse avem mai multe modele, iar aceste modele pot fi diferențiate între ele prin configurație. Pe lângă combinația între placă video și procesor, vor exista întotdeauna evident în magazine și modele care au o cantitate diferită de memorie RAM sau o soluție diferită de stocare. Următorul model în gama Lenovo Legion Pro 7 este foarte echilibrat, aș spune eu. Asta pentru că folosește o placă video foarte puternică Nvidia GeForce RTX 4080, un procesor Intel Core i9 13900HX, o configurație dual channel la capitolul RAM, mai precis 32 de GB de RAM DDR5 și un SSD Samsung, un SSD NVMe, bineînțeles, Samsung PCI Express 4.0. De asemenea, avem în continuare de a face cu același excelent display de 16 inch QHD cu o rată de refresh de 240 Hz, cu suport VESA Display HDR 400 compatibil Dolby Vision. Desigur, în momentul în care avem la dispoziție componente atât de puternice, avem nevoie și de o conexiune la rețea la fel de puternică. În cazul de față, avem de-a face cu două conexiuni, mai precis o conexiune fără fir Killer Wi-Fi 6E, respectiv o conexiune wired Realtek Gigabit LAN. Așa cum știți, una dintre principalele noastre plăceri este să punem la treabă astfel de monstruozități, pentru că degeaba discutăm despre un laptop atât de puternic dacă nu vedem de ce este capabil în practică. Și dacă despre partea de gaming s-au ocupat colegii de la Nexus
și de-abia aștept să văd ceea ce au făcut, de partea de procesoare și alte acareturi ne ocupăm noi. Și așa cum era de așteptat, Lenovo Legion Pro 7 este un adevărat monstru. Astfel, în scena creată de noi în Blender, randarea se termină mai puțin de un minut, mai precis în 57 de secunde, în timp ce în Cinebench R20 obținem un scor de peste 11.400 de puncte. Dar asta nu e tot, și sistemul de stocare este foarte rapid, laptopul nostru înregistrând viteze de citire de peste 6.700 de mega pe secundă, respectiv viteze de scriere de aproape 5.000 de mega pe secundă. Fiind echipat cu un procesor foarte puternic, dar și cu un Nvidia GeForce RTX 4080, cel de-al doilea model din gama Lenovo Legion Pro 7 2023 obține de asemenea un scor foarte bun în FireStrike Ultra, mai precis 11.423 de puncte. Evident, unele dintre cele mai puternice componente de pe planetă în momentul de față au nevoie de un sistem de răcire pe măsură, iar Lenovo Legion Pro 7 este echipat cu excelentul Lenovo Legion ColdFront 5.0. În cazul de față, procesorul nostru a atins o temperatură maximă de 98 de grade în timpul funcționării, în timp ce nucleul grafic s-a oprit la 74 de grade. Așa cum știm cu toții, în cazul unui laptop, display-ul joacă un rol extrem de important, de aceea cei de la Lenovo folosesc excelentul panou de 16 inch UHD cu o rată de refresh de 240 de Hz. Desigur, asta înseamnă că este foarte bun pentru gaming, dar conform rezultatelor din testele noastre, nu doar pentru atât. Spun asta deoarece display-ul de pe Lenovo Legion Pro 7 obține un nivel maxim de alb de peste 500 de candele pe metru pătrat, respectiv un contrast de peste 1500 la 1, cu o foarte bună reproducere a culorilor și mai ales o uniformitate impresionantă, aș spune eu, ceea ce îl recomandă și pentru editare foto sau video. Ca de fiecare dată când discutăm despre un notebook de gaming high-end, în momentul în care înlăturăm capacul, avem de-a face cu un adevărat deliciu vizual și cu un festin din punct de vedere tehnic. De ce spun asta? Ei bine, pentru că interiorul lui Lenovo Legion Pro 7 este dominat de masivul sistem de răcire Lenovo Legion ColdFront 5.0, alcătuit dintr-un vapor chamber absolut uriaș care părea căldura degajată de procesor și de nucleul grafic, patru radiatoare alcătuite din lamele din aliaj de grafen, dar și două ventilatoare centrifugale ale căror pale sunt construite din aliaj de polimer de cristal lichid. Acestea introduc aerul rece prin partea inferioară a carcasei și evacuează aerul fierbinte înspre laterale și înspre partea din spate. Mai mult decât atât, niciuna dintre componentele importante nu este lăsată fără răcire, astfel și memoria RAM, și cele două unități de stocare, și placa de rețea wireless beneficiază de radiatoare din aluminiu solid, iar chipsetul este de asemenea montat sub sistemul de răcire ColdFront 5.0. Nu în ultimul rând, acesta are o capacitate de disipare absolut impresionantă, fiind capabil să susțină până la 235 W TDP, absolut uriaș pentru un notebook. În partea inferioară a interiorului, flancat de cele două fuzoare ale sistemului audio Nahimic 2.0, găsim acumulatorul care ocupă aproximativ un sfert din suprafața interioară a laptopului. Datorită regulamentelor companiilor aviatice, acesta are capacitatea maximă admisă, mai precis 99,9 W/h. Hei, dragii monstrului, dar multe bunătăți au mai lansat cei de la Lenovo anul acesta. De fapt, seria de laptopuri cred că este mai bogată ca niciodată, pentru că avem de-a face cu numai puțin de 5 serii, dintre care 3 se află pe birou în fața mea. Fiecare serie adresează un tip anume de consumator, de la Lenovo Legion Pro 7, care se adresează celor care nu vor să facă niciun compromis, vor să aibă cea mai ridicată performanță cu al său sistem de răcire Lenovo Legion ColdFront 5.0 cu vapor chamber care poate disipa până la 235 W, cu tastatura Lenovo Legion TrueStrike Pro, cu excelentul display, aș spune eu, construcția integral metalică și, în ultimul rând, cu o soluție dedicată de inteligență artificială care ar trebui să ne asigură performanță crescută în jocuri. Ajungem la Lenovo Legion Pro 5, care păstrează multe dintre caracteristicile fratelui său mai mare, cum ar fi inteligența artificială sau sistemul de răcire Lenovo Legion ColdFront 5.0, capabil de această dată să disipe 200 de W, display-ul excelent de 16 inch, precum și tastatura Lenovo TrueStrike. Și nu în ultimul rând, pentru cei care au nevoie de o soluție care oferă un raport calitate-preț cât mai bun, avem noua serie Lenovo Lock cu un sistem de răcire care este capabil să disipe până la 135 W, display-uri cu rată ridicată de refresh, 144 Hz, și un design care combină în mod fericit, din punctul meu de vedere, minimalismul cu eleganța. Salutare, prieteni, sunt Holy Diver și astăzi am pe mână un laptop care, după părerea mea, este foarte, foarte bun. Este un laptop cu un RTX 4080 în el, adică este on the higher end în marketul plăcilor video, și are niște tehnologii foarte, foarte interesante. Placa video fiind din seria 4000,
are câteva tehnologii pe care Nvidia le-a dezvoltat pentru aceasta și care ne pot duce experiența de gameplay la un alt nivel. Ca să testăm respectivele tehnologii, am ales câteva jocuri. Primul joc pe care îl vom testa este Hogwarts Legacy. Un joc de care probabil ați auzit, este un joc din universul Harry Potter. Motivul pentru care am ales Hogwarts Legacy pentru teste este că e un joc foarte versatil. Poți să-l joci și pe un cartof, poți să-l joci și pe o navă spațială de luptă, în materie de placă video, bineînțeles. Și acestea fiind zise, putem folosi tehnologiile Nvidia pentru a crea o experiență foarte, foarte smooth și o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Avem tehnologia DLSS pornită în opțiuni, ceea ce înseamnă că placa video poate genera în avans frame-uri folosindu-se de tehnologia AI, iar asta înseamnă că indiferent de câte elemente vor fi pe ecran, indiferent de cât de demanding ar fi jocul pe placa video, vom avea frame drops foarte rare și nu vor fi atât de severe. Profilul este Nvidia DLSS Balanced, pentru că vrem și calitate, dar vrem și fluiditate. Opțiunile de quality of life sunt pornite, iar în rest avem, bineînțeles, totul pe ultra și ray tracing-ul pornit, lucru care ar trebui teoretic să impacteze performanța destul de mult. Haideți să vedem însă cum se mișcă jocul. Este un joc pe care l-am jucat, pe care l-am terminat pe PC-ul de acasă, dar sincer, așa imagine mai rar, nu prea am văzut atât de des. Vedem cât de bine arată jocul și vedem și faptul că avem peste 170 de frame-uri cu totul la maxim, adică avem, zic eu, niște setări grafice foarte, foarte demanding și uitați-vă că avem peste 179 FPS, lucru care este foarte, foarte bun și nici nu scădem foarte mult. Haideți să vedem și într-un fight cam cum ar arăta graficile, pentru că și asta e important. Trebuie să găsim însă și niște targeturi cu care să ne batem. Uite, vedem niște păianjeni pe aici pe jos, foarte bine. Nicio problemă în fight-uri. Am văzut că frame rate-ul n-a scăzut, gen n-avem sub în jur de 150 de FPS constant, lucru care în fight-uri e, zic eu, foarte, foarte bun. Haideți să mai explorăm puțin zona, ne mai batem cu cineva și aia e, pentru că jocul este oricum foarte, foarte bine făcut și foarte bine structurat din punctul ăsta de vedere, adică dacă nu prea sunt zone în care îți cad frame-urile. Hai să încercăm ceva cu animație mai demanding un pic. Haideți să vedem dacă alegem opțiunea de flying, să vedem dacă avem frame drops. Și momentan avem foarte, foarte puține. DLSS-ul își face treaba foarte bine în momentul ăsta și vedem că putem avea parte de experiența asta și putem avea parte de ea constant, lucru care e foarte, foarte bun. Și în continuare frame-urile nu scad, indiferent de cât de demanding sunt animațiile sau cât de multe elemente avem pe ecran, frame rate-urile cred că cel mai puțin am văzut acolo să fi fost cam 100 de frame-uri, lucru care e, zic eu, foarte, foarte bun. Haideți să facem și un fight mai mare, să vedem care e schema. Perfect. Nu cred că am scăzut, nu? Sub 100 de frame-uri în fight-ul ăsta. Bun, perfect, perfect, perfect. Și ca să mai testăm o ultimă componentă, așa să zicem, o componentă mai atipică, pentru cei dintre voi care n-ați jucat jocul, o să vă dau așa un mic spoiler, dar asta e. La un moment dat deblochez un mount și mountul este destul de puternic, doar că nu poți să zbor cu el. În schimb, poți să faci cam orice altceva. Acum, ia să vedem. Avem frame drops? Nu, cred că avem. Asta e. Mai și cădem puțin. Mai explorăm frumos împrejurimile, nu avem nicio problemă. Per total, așa cum ați văzut și voi, prieteni, experiența este una foarte fluidă, foarte bună și este ținută așa într-un mod constant. Am avut un pic de explorare, am avut flying, am avut un pic de mount riding, am avut niște fight-uri și, după cum ați putut vedea, frame rate-ul a rămas constant, iar experiența este una foarte, foarte bună și se simte foarte responsiv și foarte fluid. Și dacă vreți să aveți parte de o experiență de genul ăsta, vă recomand, bineînțeles, o placă din seria RTX 4000, pentru că doar aceste plăci
au beneficiază de tehnologia DLSS 3.0, tehnologie care, pe care am putut să o vedem în acțiune în, în acest joc. Acum vom avea parte de un scenariu mai dificil pentru laptop, un joc un pic notoriu, la mai ales la lansare, este vorba despre Jedi Survivor. Haideți să vedem cum se mișcă. Am revenit, prieteni, cu Jedi Survivor, jocul care a creat o oarecare controversă pentru EA atunci când a ieșit pe piață, pentru faptul că avea performanțe foarte, foarte slabe, mai ales pe PC. Adică vorbim de performanțe la modul, cam, se mișca în vreo 30 de frame-uri și așa se mișca și când l-am jucat eu prima dată. Haideți să vedem acum cum se mișcă pe acest laptop. Deci vă repet, PC-ul meu de-abia a dus jocul ăsta, se mișca în 30-40, ceva de genul ăsta, 30-40-50 de frame-uri. Vedem cu setările date pe high, cu ray tracing-ul pornit, cum se mișcă. Haideți să vedem dacă avem parte de o experiență de gameplay ok sau dacă putem să numărăm frame-urile pe degete. Haideți să vedem. 111 FPS, 124, cu ray tracing pornit, eu zic că nu e rău deloc. Te liniștiți să explorăm un pic zona asta. N-am jucat foarte mult din joc, am jucat cred că vreo oră, dar per total mi s-a părut un joc foarte bun, care cred că este mai bun decât primul. Cred că mi se pare că îl depășește ca narrativă și ca gameplay, până acum cel puțin. Dar haideți să vedem în continuare cum se mișcă, să ajungem și la un fight poate, sper că vom ajunge. Oricum, până acum, peste 120 de FPS constant, nu e rău deloc. Sperăm să continuăm în această notă și ca să vă vorbesc puțin și... dai puțin, ești chiar așa. Mă speria chestia, nu știu de unde a apărut. Bun, și ca să vorbim puțin și despre tehnologia ray tracing și ce face aceasta, pe scurt, pe foarte scurt, face jocurile să arate bine. Pe lung, face ca lumina din jocuri să fie randată într-un mod realistic, iar asta impactează practic, bine, și în funcție de nivelul în care e implementată tehnologia, dar în general vedem la razele de lumină care se balancează pe environment, vedem chestia asta în reflexii în apă, de exemplu, în umbre, și în general în efectele de environment. Cam alea sunt zonele în care tehnologia ray tracing strălucește. Am văzut până acum în exploration, sub 100 de frame-uri nu scădem, Nici în fight-uri, lucru care este foarte, foarte, foarte bun. Sper să nu murim, am murit, e ok. Și haideți să aruncăm o privire acum rapid și asupra environment-urilor și asupra modului în care acestea sunt randate. Deci dezvoltatorii jocului au pus aici această pauză în zid, doar ca să te uiți la cât de frumos e în zare. Dacă te duci în față, mori, dar este foarte frumos și... Așa cum vă menționam și mai devreme, puteți să vedeți lumina cât de frumos este randată pe environment. Sincer, acum că am butonat puțin jocul, pot să-mi dau cu părerea și să spun că este o experiență net superioară față de cea pe care am avut-o inițial cu acest joc, iar asta este datorită, cred că e 100% datorită acestei plăci video. Un RTX 4080 într-un laptop îți poate aduce peste 120 de frame-uri, iată, constant, în Jedi Survivor, un joc care a creat o controversă online destul de mare, tocmai pentru performanțele proaste pe care le-a avut în materie de frame rate, și iată că acum acest lucru nu cred că mai este de actualitate. Și în general, dacă vreți să profitați la maxim de tehnologii precum ray tracing, precum DLSS, vă recomand această placă video și vă recomand acest laptop. Mai departe, colegul meu, Ang, o să vă arate cam cum se mișcă un titlu de eSports pe acest laptop. Ne-am întors și la cea de-a treia parte a review-ului, partea de eSports sau de gaming profesionist. Astăzi o să ne jucăm Valorant, să vedem cum se mișcă pe acest laptop cu 4080 și cu i9. Eu n-am foarte mari emoții, știu că o să se miște foarte bine. Intrăm foarte rapid în setări, vedem că deja sunt pe off, aici avem Nvidia Reflexon. Dăm totul pe medium că nu vrem să ne jucăm așa, 2X, 1X, Improved Clarity și... Experimental Sharpening. Mie așa îmi place să joc, asta evident sunt fiecare și le face cum vrea. În principiu Nvidia Reflexul intervine atunci când scad destul de, mă rog, când scad FPS-urile, la ce ajută el? În primul rând să reducă latența sistemului. Chestia asta o să o vedeți și aici pe partea dreapta a ecranului, se vede pe filmare. Avem aici render latency-ul. De asemenea, foarte important, trebuie culoarea roșie aici la
start button, mă rog, power button pe laptop se realizează prin FM plus Q. Pentru a avea max performance, el are 3 moduri: modul alb care este auto, modul albastru care este quiet, adică numeri foarte bine ventilatoarele, mă rog, numeri deloc ventilatoarele și totul este dat la o frecvență mai josă ca să funcționeze foarte bine PC-ul. Iar noi mergem pe varianta roșie pentru maximum performance și wow, cât de bine se mișcă. Maximum performance și ventilatoarele date la maxim. Vedem aici un average de 300 și ceva de frame-uri. Mă rog, PC-ul este extraordinar. Cu un average PC latency de 5. Noi nu prea tragem, dar PC-ul se mișcă foarte bine. Bine, nu sunt eu foarte obișnuit cu reducția asta stretch și de obicei mă joc pe 4x3. Dar vom vedea în timpul jocului, revenim cu niște fraguri după ce se duce acest warm-up, că acum nu prea contează cât de bine jucăm. Așadar, mai testez un pic să văd cam cum scad sau cresc FPS-urile. Momentan îmi place ceea ce văd, ecranul este și el extraordinar, v-a explicat monstru câți niți are, se vede superb. Cred că are 240Hz, mă rog, are 240Hz sigur la cum se mișcă și n-am decât cuvinte de laudă. Ne revedem din timpul jocului cu câteva fraguri. În orice caz, în timpul jocului, mă rog, la un meci normal de 5-5, să... s-ar putea să scadă un pic frame-urile, bine, nu foarte tare, pentru că na, sunt mai multe elemente care o să apară vizual și mai multă treabă pentru placa video. După cum vedeți, oricum este un joc foarte GPU-based, avem 55% GPU utilization și 17% CPU utilization momentan, dar system latency-ul e destul de mic, undeva la 5, media 6 când folosim foarte mult, mă miști foarte mult în joc. În orice caz, doar cuvinte de laudă momentan pentru laptop. Se mișcă impecabil. Mai lăsăm una, două highlights-uri și apoi facem și outro-ul. Da, jucându-ne mai mult observăm că average nu e chiar 300. Aș putea zice fără probleme că e 350, dacă nu chiar 400. Pare că s-a încălzit mai bine laptopul și se mișcă într-adevăr foarte bine. De specificat oricum că nu ne jucăm în Full HD, ci ne jucăm într-o rezoluție, mă rog, aproape de 2K. Probabil că în Full HD am avea 400 constant, fără probleme. Dar acum depinde și de experiența fiecăruia și cum își dorește fiecare să se joace. Eu mă joc în cam orice condiție. Mă rog, aș fi schimbat pe 4x3, dar s-ar fi văzut destul de nasol pentru filmare. În principiu, cam ăsta este review-ul. Vă mulțumesc că v-ați uitat, îi mulțumesc și pe această ocazie și lui Monstru, că ne-a ajutat pe partea de hardware. Îi mulțumim de asemenea și lui Holy Diver pentru că ne-a ajutat pe partea de gaming. Eu am fost Tank pe partea de eSports, sper că v-am explicat cât un pic despre tehnologiile Nvidia, mă rog, despre Nvidia Reflex și de ce e important să folosiți. Aveți aici și oricum rezultatele de la Valorant, să vedeți cam câte frame-uri. Eu mai am câteva kill-uri aici și până atunci aș vrea să urez o seară sau o zi cât mai frumoasă. Lăsați-mă să-i bag pe băie copiii ăștia. V-am pupat, ceau, ceau!